Romanița Iovan și fiul ei Albert sunt alături de noi. Bine ați venit! Bine v-am găsit. Mulțumim la mulți ani de invitație și un an nou 2023 plin de zâmbete, veselie, iubire și sănătate. Și culoare. Dacă ne uităm și la șosetele mele, vreau să văd ce părere are Romanița despre șosetele mele. Oh. Păi, acum trebuie să schimbi. Culoarea anului știi că este Viva Magenta. Da? Aoleu! Oh. De schimbă portocaliu cu roșu. Deci pe magenta. Roz. Cum e Viva Magenta? Mai magenta? Deci este, e, nu e un roz, de fapt, nu. Este fucsia. Zi-mi-e. Fucsia spre roșu bordeaux. Deci, uite cum stau eu aici. Du-mă tu mai la stânga, mai la dreapta, zi. Nu, că nu are legătură cu ce-i pe aici. Nu e niciunul din astea? Nu, că e mai spre roșu. A, e bine, mai dacă e mai spre roșu, e bine. Deci, adică continuăm culoarea de Crăciun și ne ducem un pic către Siclam. Bine. Da, ia spuneți-ne, cum ați început anul? Păi, am fost separați de anul nou. Adică fiecare... Adică au început momentele, da. Fiecare are evenimentul propriu. Eu am fost la un club cu niște prieteni. Ce poate fi mai frumos, da. Albergica? Ce-s? Ați avut masă? Așa, ați avut masă. Am avut și masă. Masă belșugată, tot ce trebuie. Cu cozonac, cu ciorbă de pătrași. Ce se pune la club pe masă, da. Știi cum ai acolo? Mama, așa se pune acum la club? Îți vine cozonac, îți vine cu frapieră din aia, cozonac, așa cu articulă. Da, venea cu asta, cu roba. Da, mă rog, asta e altă discuție. Da, deci e la club. Da, mama. Și mama? Și mama a fost la un restaurant înconjurată de prieteni și n-am uitat că am fost foarte superstițioasă anul ăsta, chiar mi-am propus lucrul ăsta. Da. La ora 12 m-am dus, mi-am luat strugurii din mașină și am mâncat 12 struguri și mi-am pus pentru fiecare lună, fiecare strugure, câte o dorință. Bravo. Ca la spanioli. Și lenjeria roșu bordeaux. Stai puțin și am pus și 100 de lei sub farfuria, sub fața de masă. Să fie acolo. Stai. Nu i-am uitat acolo, am să fie acolo la 12 noaptea. Și mi s-a mai întâmplat o chestie super funny, super mișto. Am câștigat la Joker un număr și Jokerul. Asta înseamnă 18 lei sau 17 lei și ceva. Dar de-abia aștept să mă duc să iau, că îi pun așa, ca portbonheur, ca să zic. Exact. Oricum nu contează suma, contează câștigul și contează, o să-ți meargă anul ideea, ăsta. Știi? Dar la 12 noaptea, pe la, fără două minute, alergam după bani. Silviu, unde-s banii? Unde-s banii? Păi nu știu. Băi, vă ține banii în buzunar. I-a ținut în mână, așa, asta. Cardul, am înțeles că nu merge, dacă e ție cardul. Și noi nu suntem materialiști. Albert, cum a fost anul ăsta pentru tine? A fost super bun. Cu ce te-ai mai... Ca 2021. Păi am continuat treaba cu motorsportul. Am concurat din nou la același campionat, dar cu altă mașină, una mai performantă. Am reușit să iau locul 3 la clasa mea, clasamentul general anual. Uh-huh. Și am fost premiat la gala campionilor a Federației Române de Automobilism Sportiv. Zi, care a fost la operă. În ce a constat efectiv concursul? Ce faci tu acolo când te urci în mașină? Ce păi, să faci? Deci e o mașină ca una de stradă, făcută de curse. Înăuntru sunt bare de siguranță, fie... totul. Dar da, nu e un kart sau ceva, e the proper thing. Și mă dădeam pe macadam, adică pe... Pământ? Pământ, așa, mai dur, nu? Nu pe asfalt, da. Unde aluneci, așa. Și practic era un circuit închis, pentru că aveam 15 ani anul trecut. Am făcut în octombrie 16. Mulțumesc. Mersi. Și deci nu puteam să-mi iau carnet încă de 16 ani și să mă dau pe drumuri naționale, chiar dacă sunt închise. Cum aș vrea anul ăsta să mă dau la raliu. Anul ăsta ai voie, nu? Anul ăsta, dacă-mi iau carnetul și merge bine, da. Mama, mai cum e mama? Mama a fost de față când s-a răsturnat prima oară. Doamne. Dar este foarte safe. Ideea este că Albert avea o problemă că nu mai putea să înainteze cu mașina. M-am răsturnat și m-am pus înapoi pe patru roți. Da. Și am încercat să dau din ăla cheie. Asta să continui. Asta era tristețea lui, că nu putea să înainteze în competiție. De altfel, e evident că dacă nu-ți depășești limitele, nici nu poți să faci performanță. Deci sunt conștientă de chestia asta. Știu, dar tu când ai văzut asta, deci l-ai văzut, ai văzut, erai acolo, ai văzut mașina. Ce gând am a fost? Am fugit către el, el era în picioare, bine mersi, supărat că nu mai merge mașina. Nu mai merge mașina. Da. Dar uite așa, până la urmă, după șase etape au fost anul trecut în 2022 și la finalul celor șase etape a campionatului de slalom paralel a fost pe locul 3. Ceea ce l-a dus la o performanță nemaipomenită pentru el. Dacă te uiți în spate tu, Romanița, și ai descrie anul 2022 într-un cuvânt, care ar fi cuvântul? Pentru mine sau pentru el? Pentru tine. Pentru el e viteză. Pentru mine bucurie. Bucurie.
Parcă vreau să dezvolte acum. Adică ce s-a întâmplat? Deci, în primul rând m-am bucurat pentru el. Da. Adică este clar că a fost anul lui. Deci n-a fost anul meu, cât a fost anul lui. Și în același timp eu sunt foarte good vibe. Adică oriunde mă duc sunt veselă, chiar dacă mă intersectez și eu cu tot felul de griji, de probleme. Nu mi-au ieșit toate proiectele, dar sunt foarte optimistă și am zis întotdeauna că ceea ce nu s-a întâmplat pe 2022 va fi înzecit pe 2023. Adică asta înseamnă până la urmă, să fii vesel, bucuros și să preiei toate lucrurile bune, să le dai în spate pe alea rele și să fii cu ochii deschiși și uite așa, cum îți zâmbesc eu ochii. Cum zâmbesc. Până la urmă, da, exact. Deci, da, are un mindset foarte mișto, mama. Chiar asta e cel mai bine. O inspirație pentru mine. Chiar voiam să spun, Romanița, că mindset-ul cred că e cel mai important. Și știi cum zice? Că hai să ne facem rezoluțiile, să ne le punem pe hârtie. Cred că nu pornește de acolo. Și chiar dacă nu s-au realizat lucrurile așa cum ai spus tu, cu siguranță pentru anul ăsta se vor realiza înzecit. Și hai să le punem pe hârtie. Să le punem pe hârtie. Care ar fi lucrurile și îl întreb pe Albert. Păi, deci vreau să-mi iau carnetul mai întâi, da. Asta e primul pas. Bun, check, mașină, check. Check. Check, mașină, mama, check. Check, mașină. Așa, și după aia vreau să merg la câteva etape de raliu să văd cum e. Că e complet diferit decât practic ce făceam. Eu nu mai are suprafața asimilară, dar este diferit. Și am și testat în decembrie, anul trecut acum, un prototip gen stil Formula 1. What? Da. Ai direcția ta? Acolo vrei să... Nu știu, că sunt două direcții foarte diferite. Ori mă duc pe macadam, ori pe circuit. Da. Deci asta trebuie să mă decid în 2023 ce fac. Mamă, dacă ajungi primul nostru pilot în Formula 1, primul pilot român, ar fi bombă să vorbim peste câțiva. Stai un pic, stai că mi-a crescut pulsul. Unde ai testat tu monopost, Albert? Unde ai testat monopost? Păi, pe ce circuit? Deci nu era monopost, era prototip. Să practic, era, era tot deschis. Și asfalt, circuit, asfalt, frumos, geuri, aici, lângă viteză? 207 am prins. Da, groaznic. Da, groaznic. Vreau și eu. Trebuie să e un prototip de entry level, să zic așa. De aici încep, mai tare ca un kart. Dar, na, nu se compară cu Formula 1, Formula 1. De acord, dar open wheel, adică, 350. Eu știu despre, doamne, da, știu, aici, lângă București, în Adâncata. Printre săteni pe acolo, mare circuit. Mamă, uite așa vreau să-mi facă ochii, uite așa, să merg să-mi facă ochii așa. Da, să știți că a fost foarte greu să-mi țin capul, pentru că eram deschis, era, și mergeam efectiv cu vântul în față la 200 și era puțin așa, da? Na. Iar eu cu telefonul? Să-l fac filmare, știi? Și n-a prea reușit. Deci, deci l-am luat așa și deci a trecut mai repede decât puteam eu să mișc mâna. Nu ai prins nimic. Deci, efectiv, am prins coada, știi? Dar, după aia, când mi-a zis 205 km la oră, ai zis... Mă rog. Aici nu vreau să comentez. Haideți să, atunci, bună, să schimbăm subiectul. Trebuie să punem pe hârtie și proiectele tale. Ce proiecte ai în desfășurare pentru 2023? În primul rând, vreau să mă concentrez mai mult pe fashion. Vreau să fiu prezentă din nou pe piața internațională. Mi-e dor de New York, mi-e dor să fac prezentări de modă acolo. De data asta să vină și Albert cu mine, că n-a fost niciodată și ar fi bine să vadă despre ce este vorba. Am un proiect pe care îl gândesc mai special, tot pe fashion. Și sigur o să-mi iasă, deci sunt optimistă, deci sunt foarte cu dreptul. Am mai vrut să fac ceva, dar n-am făcut până la urmă că au râs de mine. Am vrut să iau o mică valiză și să o plimb la 12 noaptea prin parcare. Că se pare că dacă prindi valiza la 12 noaptea, faci cât mai multe călătorii. Și când am să iau valiza, au râs de mine și am zis, bine, renunț la valiză, iau numai strugurii. Dar să știi că m-am gândit la valiză și am făcut plimbarea asta în minte, știi? Am ieșit la 12 noapte afară să văd artificiile și e ca și cum primam valiza. Deci îmi doresc foarte multe călătorii. Doamne asta, ajută, așa să fie. Vacanțe, Romanița, cât mai multe. Înainte să încheiem, aș vrea să te întreb și cred că sunt în asentimentul tuturor femeilor care ne urmăresc acum. Aș vrea să ne spui și nouă, care e, domnule, secretul frumuseții tale? Există un secret acolo, n-ai cum? Eu cred că asta e până la urmă, să fii foarte bine cu tine însăți și, în primul rând, să fii foarte vesel. Adică, iubirea pentru oameni, iubirea de sine,
iubirea pentru familie, pe care o primești la rândul tău, cu siguranță. Am cliente care îmi spun că mă iubesc, adică pentru că le fac frumoase și adică și gândurile lor bune și contează. Vibe-ul lor contează exact. Și în viața mea. Și cred că, bine, într-adevăr, sunt foarte serioasă cu mâncatul, cu sport. Aici voiam să ajung. Adică și pe 31. Ai făcut sport pe 31? Chiar am făcut și pe 31. Cam asta. Da. Deci, da. Să știi că s-a simțit că ați venit și la noi în platou cu un vibe super bun și cred că s-a transmis și acasă în televizoare de oameni și vă mulțumim foarte mult. Mulțumim tare mult. Mulțumim și mulțumim noi mult. Dorim întregului Mapamond da. Un la mulți ani din tot sufletul, să fim sănătoși și fericiți, iubiți și să ne îndeplinim măcar o parte din visele pe care le avem.